ce învăța. Sunt lucruri frumoase. Numai câteva clipi am stat aici la dumneavoastră și am văzut, într-adevăr, entuziasmul dumneavoastră, cum lucrați, adică avem ce învăța noi. Sper că avem și noi lucruri bune în sat. Avem oameni care vrem să facă lucruri bune. Prin intermediul dumneavoastră aveți experiență că aflându-vă în Uniunea Europeană, deja, adică țară membră, noi încă nu suntem, suntem în proces de asociere, avem ce învăța și e foarte bine venit lucru, da? Dar cel mai mult, dumneavoastră aveți un, așa, optimist sunteți că... E tânăr și aveți 46 de ani și 24 de ani și aveți administrație. Lucruri deja care din deja le-ați învățat. Și avem o echipă, dragul meu prieten, o echipă de oameni care au fost alături de noi, de mine, și după discuții, poate câteodată, nu chiar pe același lungime de undă, am ales cea mai bună soluție și am făcut un pas, chiar dacă mic, dar l-am făcut în pas. Când am stagnat, ne-am prins unul de altul și am stat locul să ne vântul, cum se spune, și am așteptat momentul când facem următorul pas în față. Într-adevăr, dumneavoastră vedeți în Uniunea Europeană ca o lansare, ca o dezvoltare puternică, dar să știți că e minuțioasă chestia. E foarte drastică, nu drastică, dar anevoioasă, cum spuneți dumneavoastră, pentru că atâta timp cât banul, nu e a tău, trebuie să le respecti condițiile impuse de dumnealor. Dacă am spus, domnule, de ce nu e mai bine să facem un drum de 5,80 m, zona rutieră? Dacă aveți bani, faceți cum vreți voi. Dacă noi am spus 5,50, așa faceți, drumurile comunale. Sau pe domeniul privat, o fermă pentru animale. Să-ți calculează un anumit volum de aer pentru vita care o ție în jură. S-a găsit un fermier de-a nostru să nu facă 2,80 sau 2,90, cât spune clar proiectul european. A făcut la 2,70. Când a venit comisarul european, i-a uitat banii. Deci sunt foarte stricți în, în detalii de astea minuțioase. Inclusiv la pusul ștampirii pe ortie, inclusiv la câte cuvinte și câte rânduri se conțină pagina din cadrul proiectului pe care vreți să-l înaintați pe finanțare nerambursabilă. Pentru că sunt bani dați pentru a fi, a să vedeți ceva în comunitățile noastre. Pe infrastructura rutieră, pe infrastructura de apă și canal, pe infrastructura de alimentare cu gaz, pe școli, pe componenta culturală, pe acele after school-uri, dacă știți, școală după școală, acolo unde copiii nevoiași își găsesc sprijin din partea noastră. Noi nu avem momentan, dar sunt prieteni de-ai noștri primari vecini care funcționează aceste centre de zi și copiii după ce termină școala se duc acolo, primesc o masă caldă și fac orile împreună cu... Da. Sunt foarte multe oportunități în ceea ce privește domeniul public, în ceea ce privește autoritățile publice și mult mai mult în ceea ce privește domeniul privat. Dar acolo mai vin și cu părți de cofinanțare. Și la noi, în domeniul public, avem părți de cofinanțare, dar 1%, 2%, dacă avem un proiect de 2 milioane și jumătate de euro, vă dați seama că vii cu 5.000 de euro contribuții proprii. Da, e foarte bine, dar v-am spus, și totul să fie promovat cu oameni specialiști. Deci, foarte bine analizate ofertele tuturor celor care vin și spun că au cunoștință, pentru că dacă vin noi, un exemplu de ultimă oră, o trebuie să facem niște documente pentru controlorii camerei de conturi și ni s-au cerut 1 miliard de lei vechi, 100.000 noi, da? Și am găsit și am făcut cu 45.000, am făcut la mai puțin de jumătate de preț. Așa și aici, în consultanță pentru accesare de fonduri europene, oferta este largă și avem de unde alege. Și într-adevăr sunt specialiști buni. La momentul de față sunt oameni care lucrează pe procent de succes.